Salutare tuturor! Eu sunt Ana Moga, bine v-am regăsit la o nouă ediție Cinema, powered by Kiss FM, desigur doar aici, pe Kiss TV. Luna octombrie este numai bună pentru a te bucura de numeroase filme și seriale pe Netflix, în special cu un maraton al filmelor horror care să te pregătească de Halloween direct de pe canapeaua ta. Îți recomandăm să mai ai alături și gașca de prieteni, multe floricele, un costum scary și creativ și, de ce nu, o plăcintă de dovleac pentru a celebra împreună tradiționala masă a sărbătorii americane. Iată care sunt noutățile în luni în materie de filme de groază pe platforma ta de streaming preferată. Începem cu There's Someone Inside Your House. Makani Young s-a mutat din Hawaii într-un orășel liniștit din Nebraska pentru a locui împreună cu bunica ei și pentru a termina liceul. Însă, în timp ce începe numărătoarea inversă, până la absolvire, colegii ei de clasă sunt urmăriți de un criminal hotărât să le dezvăluie cele mai întunecate secrete întregului oraș, terorizându-și victimele în timp ce poartă măști care reproduc în tocmai chipurile lor. Makani, care are la rândul ei un trecut învăluit în mister, și prietenii ei trebuie să descopere identitatea criminalului înainte de a deveni victimele acestuia. There's Someone Inside Your House este bazat pe romanul omonim semnat de Stephanie Perkins, apreciat drept bestseller de către New York Times și adaptat de Henry Gayden. Filmul este regizat de Patrick Bryce, care a mai regizat și filmul Creep, și produs de compania lui James Wan, Atomic Monster și The 21 Laps, care îi aparține lui Sean Levy. Continuăm cu Hyacinth. În 1985, un tânăr ofițer din Varșovia comunistă, nemulțumit de rezultatul anchetei unei crime, își propune să descopere singur adevărul. Ne întâlnim astăzi în Cinemap și In for a Murder. O mamă casnică, avidă de povești polițiste, descoperă cele mai ascunse secrete ale locuitorilor din orășelul ei de provincie, în timp ce investigează uciderea unei femei. Continuăm cu Night Teeth. Un tânăr șofer ia două cliente pentru o noapte de distracție în oraș, dar pasagerele își dau arama pe față, iar el trebuie să se lupte pentru supraviețuire. Continuăm cu Stuck Together. Când Parisul intră în lockdown în timpul pandemiei, locatarii unui bloc sunt nevoiți să se adapteze la noul mod de viață și să se obișnuiască unul cu celălalt. Continuăm și cu Nobody Sleeps in the Woods Tonight, partea a doua. Această continuare a filmului horror din 2020 vine cu noi personaje, mai mult suspans și diferite forme de frică. Va avea lansarea pe 27 octombrie. Ne întâlnim în Cinemap și cu House of Secrets, The Burari Deeds. Sinucidere, crimă sau cu totul altceva? Un serial documentar despre adevărurile și teoriile înfiorătoare din spatele morții a 11 membri a unei familii din Delhi. Trick or treat? Ah!
A venit momentul să povestim despre ce filme vedem la cinema în luna octombrie și începem cu Dune. Unul dintre cele mai așteptate filme ale anului cu Jason Momoa, Rebecca Ferguson, Zendaya și Timothy Chalamet ajunge în cinematografe pe 22 octombrie. Călătoria mitică și emoționantă din Dune spune povestea lui Paul, un tânăr strălucit și talentat, născut într-un mare destin, dincolo de înțelegerea sa, care trebuie să meargă pe cea mai periculoasă planetă din univers pentru a asigura viitorul familiei și poporului său. One day, the legend will be born. All of civilization depends on it. The future. I can see it. I must not fear. Pe măsură ce forțele malefice izbucnesc într-un conflict legat de exclusivitatea pentru furnizarea cele mai prețioase resurse din univers, care se regăsește doar pe această planetă, resursă capabilă să deblocheze cel mai mare potențial al umanității, vor supraviețui doar cei care își pot cuceri frica. Continuăm cu Halloween, noaptea crimelor. În 2018, Halloween-ul lui David Gordon Green cu legendara Jamie Lee Curtis a făcut ravagii la box office, cumulând peste 250 de milioane de dolari în întreaga lume, devenind capitolul cu cele mai mari încasări din franciza de 4 decenii și stabilind un nou record pentru cel mai mare weekend de deschidere din istorie pentru un film de groază cu o protagonistă feminină. Dar noaptea de Halloween în care Michael Myers a întors nu s-a terminat încă. The boogeyman was real. It's over. We can't hurt anyone ever again. No one told you. Told me what? Somebody in there? Michael Myers is alive. Câteva minute după ce Laurie Strode, fiica ei Karen și nepoata Allison, îl lasă pe monstrul mascat Michael Myers în cușcă, arzând în pivnița casei lui Laurie, Laurie este dusă de urgență la spital cu răni care îi pun viața în pericol, convinsă fiind că l-a ucis în cele din urmă pe cel care o torturează de o viață. Dar când Michael reușește să se elibereze din capcana lui Laurie, acesta o ia de la capăt cu baia de sânge ritualică. În timp ce Laurie se luptă cu durerea și se pregătește să se apere împotriva lui, tot orașul Haddonfield i se alătură ca să se ridice împotriva monstrului de neoprit. But a man couldn't have survived that fire. The more he kills, the more he transcends. Run! Go now! He's the essence of evil. Nu puteam să nu povestim despre Venom. Să fie carnagiu. Asta ar fi traducerea în română. Eddie deja s-a obișnuit cu viața în simbioză, deși traiul cu Venom numai comod nu este. Doar îl cunoaștem. Imprevizibil și mucalit, obraznic și carismatic, se pricepe ca nimeni altul să provoace pe toată lumea. The
Venom, până acum fără rival, face cunoștință cu un nou simbiot, mult mai puternic și mai agresiv, Carnage. Arma prin care asasinul în serie, încarcerat de mulți ani, vrea să semene haos în lume pentru a se răzbuna pentru suferințele îndurate. Cei doi simbioți se luptă pe viață și pe moarte, iar Eddie și lumea întreagă sunt simple victime. Carnage-ul e total. Cum se încheie această confruntare fără precedent? Vedem din 8 octombrie la cinema în filmul Venom Let There Be Carnage. Și vorba americanului, last but not least, a fost odată în Soho. În thrillerul psihologic al aclamatului regizor Edgar Wright, Eloise, interpretată de Anya Taylor-Joy, designer de modă aspirantă, poate să se întoarcă prin căi misterioase în anii 60, unde întâlnește o cântăreață uluitor de frumoasă și de talentată pe numele ei Sandy. Much brighter there. You can forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown. Things will be great when you're downtown. No finer place for sure. Strălucirea nu este ceea ce pare a fi, iar visele din trecut încep să se transforme în ceva mult mai întunecat și mai înfricoșător. Gata pentru astăzi, dragii mei! Eu sunt Ana Moga, ne reauzim curând la o nouă ediție Cinema, powered by Kiss FM, desigur, doar aici, pe Kiss TV. Informații din lumea filmului, premiere, programe cinema, știri, celebrități și seriale, intrați pe www.cinemap.ro. Sunt Ana Moga. Ne întâlnim curând la o nouă ediție Cinemap, powered by Kiss FM.